Nu avem de unde să știm, nu? Nu avem de unde să scriu pregătă. Și spune Stavrul, dacă vreți materiale ca lumea, duceți-ne undeva. Dacă să... vreți materiale o lună după aia. Dar puteți să vedeți și voi cu noi. Aia. Păi o să ne scoată, de seama, și la un club. Dar să le găsim pe ele acolo deja, știi? Da, și ce noi, nu știm, băi, rumanica, nu milame, de milame. Deci nu vorbim română. Va fi petrecerea burlaților și atunci scot băieții la adăstea. Mi-a vie știața? Grigore zicea asta, că nu poveste. El poveste. La gau de Mariana. Ce? Ce? Ce zicea? Asta. Adică, cum o să fie material? Ai, ai, dar oare când este emisiunea, o să fim și noi tot timpul ăsta? Nu, intrăm. Ce? Așa, intrăm pe Skype-ul 10 minute. Îi salutăm și la revedere. Comentează-mă la materialul. O, să vezi ce comentează săptămâna asta. Ce-o face o Mike de-a săptămâna asta? Săptămâna asta intră materiale. Când veniți, băi, haideți, mamă, că v-a făcut materiale fresh acum, proaspete. Vă dau de lucru. Ce muncă m-a stia? Mulți mi-au zis că eu provocau și tu, că nu, nu e provocat. E normal, Laura, să fie păreri și păreri și din partea... Da, să fie păreri și păreri, dar trebuie să fie și un pic obiectiv. Ei, oamenii nu sunt. De mai încolo. Da, tu provoci să vorbești cu Laura. Căs, căs, căs. Dacă mă întreb pe mine, avem prea mult contact cu exteriorul. Cu banană te-ai dat vreodată tine? Nu, normal că nu știu nici nu o să-i cer vreodată. O să încerci. Ai dat cu salteaua, sigur, ne-ai dat cu salteaua. Ia, cum se uite așa, ai piciorul gol? Iar cu gol. N-are cum. De ce nu vine din staff? Nu știu, probabil la o pauză de masă. Da, păi normal, că credeam altceva, nu puteam să cred altceva. Păi, tu până acum te-ai jucat cu piciorul meu. Știam că mă muști. Au, nu m-am mai cepit, mă gândesc că n-am vorbit cu tine. E pui acolo, dacă o, facem piept de pui prăjit de seara. Din nou. La câți bani un piept de pui acum, serios, rând de 40-50 de lei? E de cât știi că mănânci. De 80 de lei. E de cât de 100 de milion țigări, două... Tu crezi că sunt ca tine? Să zic, nu ai voie să iei? Dacă n-am zis. Păi nu știu, o să întreb, dar am eu de aici și mi-au și de acolo, fumai și tu țigări turcești. Notina? Da. Mi-au și de aici. Păi mai corespunzător de atât, nu știu cum ar putea să-l poarte. Păi da, e duminica astăzi, mă. Nu ne-a mai dat o activitate duminica de nu mai ții minte. Să ne ducă la un mec, la o treabă, la... E bine și la mijloc, las că se pune în aia de jos. Am făcut cerere pentru Mac. O să-i ducă pe ei, când o să fim plecat la Bodrum și o să nebunesc eu, de poftă. După ce că ești la Bodrum? Mă vreau și la Mac. O să duc acolo la Mac. O să vezi, mă, cum să mă duc. Să la un Burger King. Pe tine să te ducă la Mac, pe mine să mă ducă, nu știu, în altă parte, să vizitezi. Ce să vizitezi? O mănăstire, nu știu. O mănăstire? Mhm. Vrei să-ți faci concediu acolo 4 zile? Cred că te lasă staff-ul, acolo nu pune voi să faci prostii. Eu... Dar m-am oftit că musca aia, că mai vine de pe nasul meu. Păi și pe nasul de ce nu ți-ai dat una? Aaa, ce mă gâdură. Eu nu, că aparatul ăla noi nu mai sunt în țarp în casă. E, nu sunt. Sunt? Tot sunt la mine în cameră. Nu știu, seara nu am genii niciunul. Am schimbat și pastila și ce-și-a văzut ea. Bă, era 5 azi noapte și nu dormeam, bă, nu mai puteam. Vai, de eu am dormit prima seară. Deci... Cum o salută? Îmi place să fie o fată aici. Nu așa, frate? Hei! Băi, purcelușul meu de lapte. Purcelușul meu. Ce-o doar vrești cu mama? Ce face mami? Ce face sora mea? Dar de tine n-a zis nimic rău, mami, că e rea cu mine, că de-astea nu a zis. Știi că-mi face din ochi, nu? Mă, la o rămână numai cu... Păi fetele țin cu fete.
Și mami mea e bine și sora mea e bine. Uh-huh. Dar mi-a plăcut că a zis, nu sunt bolnav, nu au nimic, deci azi a fost maxim. E mai bolnav de tine. Vreau să știu și eu, mai multe de sorul meu. Unde lucrează, ce face, dacă are iubit, dacă verșoarele mele s-au logodit vreuna. Deci mă, ești logodită tine, tu îți dă-mi că realizezi? Nu. Mai trebuie Viorel și Laura să se logodească luna viitoare, a? Știi cum faci acum? Cum faci atunci pe canapea? Hai, pupați-vă, pupă și mie îmi venea să intru în pământ de rușine. Vai, mă lăsa la deși un bun simț așa, nu? Rușinea mor de foamea gui. Să nu uiți asta niciodată. Și valabil și pentru Viorel. El nu cere. Domnul producător, săptămâna asta nu ne-a primit și pe noi niciunde. Vorba aia, ți-ai făcut nuntă. Așa că vă să ziua? Nu. Până uit. Tu te în casa băieților, hai, n-ai tu pe. Păi hai, du-te. Dacă faci cuntre dintre astea cu mine. Viitor, vin de la tici, eu vin de la tici. Nu se pomă, mă. Dar ce, Viore, mă, te enervează ce zic ăștia de afară? Nu, mă enervează fața ei. N-am văzut. Tu vezi că și mama a zis că ce are supărată. Dacă și mama a zis. Dacă n-am vorbit nici cu mami, nici cu sora. Și cum stai exact, cum stai în poze, cum stai în poze. Dar de când n-am mai vorbit cu mami, exact, și cu sora mea. Păi pentru că n-am vorbit de mult cu el. Așa și? Așa și. Te regard. Te iubesc. Ai vrea? Pentru că n-am vorbit cu tata. Ai altceva? Cum, nu e tot familie? Nu. Ba da, cum să nu fie. E altceva la mine, nu știu să spun. Dar am mai avut așa perioadă. Ia, cred că te-abia așteaptă că ai plecat la casă. Și tu îți faci greși. Să lăfă-i haine, tăi. Ai, 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 ce simt pentru Grigore. Acum ne bronzăm, nu? Hm? Ne bronzăm? Da, acum suntem toți la Bodrum. Eu cred că trebuie să-mi las astea acasă, nu mai le iau. Mai am ce brățarele. Tău sună și grijă lor, nu? Uh-huh. Le iau. Ei, eu, sunt clar. Parte din tine, da. Dacă mă întrebi pe mine brățările alea, cum să nu le iei? La plajă nu le iau. Că vorbesc, ce frigi, mă, așa tare? Păi dacă mai lichid. Mamă, ce frigi. Da, tot aici te-a lipit, nu? Am stat în soare și m-a prins soarele. Aici te-a lipit, nu? Da. Iar. Bravo, Tina! Ia, uite! Ia, uite! Ce este? Da, doamna Aurica, ce este? Nu știu, viu, tot zice, ia uite, ia uite! Nu! E spus. Ia uite-o. Te-ai plictisit, da? Ce? Te... Hm? Ce? Ce o să vă mai plictisiți fără noi? Da, chiar nu știu ce să fac. M-a dus un calb o cămașă. Astăzi? Dar mai de luni încolo? Ce faci? Păi am și te bară pe tine. Am vrut să vorbești. Aici nu trebuie să vorbesc cu domnul Olica. Până vine Viorel, nu vorbesc. Așa va. La staful scoți, ca să fiți sigură că nu vorbesc. Când nu mai scot un cuvânt? Vezi ce pastile. Și se vorbim de ce mi-a. Ce ți le iei? Freak! Dar voi aveți grijă ce faceți acolo? Vă distrați maxim. Da. Vă bălăciți. Pescuit din barcă. Cod. Auzi, Raimond a zis că îți fac cerere, să mai ieși pe mine. Așa? A dat o idee. N-are ce să vă calce cămășile. Concurenți, adică... Trebuie să vă cal cămășile. Doamne, ferice, dacă veniți, veniți să vă distrați și vă relaxați. Bă, dați cu parașuta, doamna Orică. Zii tu, Viorele, nu? Cum se uită? Pe mine mă lăsați acasă. Nu eu.